Bună seara, bună seara, bună ziua, bună seara! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Pixelul Albastru. Astăzi a fost o zi deosebită. După cum ați putut și vedea înaintea acestei emisiuni, pentru cine a prins imaginile, o oră de imagini necomentate despre ceea ce s-a întâmplat astăzi în primărie, două ture de scandal, pentru că asta a fost, așa, datorat primarului Grigore Crăciunescu. Imaginele pe care le-ați putut vedea vorbesc de la sine. Astăzi am aflat, în schimb, răspuns la o întrebare. Mă întrebam în această emisiune să mă anunțe și pe mine cineva dacă s-a reinstaurat comunismul la Pașcani pentru a ști ce am de făcut. Așa. Astăzi am aflat dacă s-a reinstaurat comunismul la Pașcani. Nu. Nu s-a reinstaurat comunismul, ci am asistat la declararea unui regim de tip fascist, de tip neonazist. Deci aici suntem astăzi, noi ca societate în Pașcani, suntem în fața, trăim sub un regim de tip neonazist, de tip fascist. Și am să mă explic și am să aduc argumente pentru acest unghi, pe care vă rog să-l luați în seamă, vă rog. Vi-l semnalez. Dacă veți vrea să-l luați în seamă, bine de bine. Dacă nu, atunci când, în calitate de cetățeni, veți avea probleme, veți întâmpina dificultăți în relația cu primăria, amintiți-vă, vă rog, de acest unghi și priviți problema în acest fel, ca și cum v-ați afla în fața unui regim de tip nazist, neofascist. Așa. De ce? Pentru că astăzi primarul Grigore Crăciunescu a declarat în mod repetat, fără putință de tăgadă, fără a exista posibilitate de interpretări și așa mai departe, că în primărie tot ce se întâmplă este conform voinței sale. Nu contează nimic altceva decât voința domniei sale. Dacă dumnealui vrea așa, se face așa, indiferent ce spune legea, ce spun ceilalți, indiferent ce spune, nu știu, bunul simț, orice altceva. Nu contează decât voința domniei sale. Cine a văzut imaginile anterioare? Cred că s-a lămurit mai mult de atât, nici domnul primar Grigore Crăciunescu nu poate face. Da? Așa. Odată, această voință de tip dictatorial, asumată în mod public, în fața camerei de la vedere, fără niciun fel de jenă, în conferințe de presă. Deci, pur și simplu, dumnealui, nu într-un mediu privat, o discuție, nu știu, la un pahar de vin, în ușa unui birou și așa mai departe. Nu, în mod public, de față cu lumea. Deci, ăsta este un prim argument, da? Tot ce se întâmplă în primărie se întâmplă pentru că așa vrea dumnealui și cum vrea dumnealui personal și atât. Ăsta este cel mai important argument al dictaturii care ne așteaptă. Și apoi, faptul că prin politica pe care o impune, politica inclusiv cea administrativă, dumnealui procedează la exterminarea fizică, îndrăznesc să spun, deci atentează la viața unor categorii sociale defavorizate, cu probleme, și aici mă refer expres la persoanele cu handicap. Dumnealui concediază 100 și ceva de însoțitori ai persoanelor cu handicap, așa, și în acest fel, părerea mea este că dumnealui atentează la viața acestor persoane cu probleme. Astfel de abordări, să scăpăm de handicapați, da? De persoanele care nu sunt conforme cu o anumită viziune, am mai întâlnit în istorie, sub regimul personajului numit Adolf Hitler, da?
care el avea o problemă cu lagărele de exterminare, da? Și pentru evrei, da? Și pentru celelalte rase, țigani, de exemplu, considerate de regimul fascist ca fiind impure, da? Nu era o rasă ariană, însă o abordare specială din istorie, încă o dată știm asta, a avut-o față de persoanele cu handicap. Deci persoanele care se nășteau cu handicap fizic sau mental, în cadrul aceleiași politici de purificare rasială, erau eliminate în timpul regimului fascist, nazist al lui Adolf Hitler. Am ajuns la Pașcani, în același punct ca în anii 30-40, în Germania și mai apoi în restul Europei, aflate sub ocupația, influența, indiferent, nu intru în amănunte, regimului nazist. Așa. Și acum, să detaliem puțin, să și explic ce cu imaginele care le-ați văzut până acum. Astăzi a fost o întâlnire la primărie, o ședință. A avut loc în sala de ședințe a Consiliului Local și a avut la aceeași masă pe primarul Grigore Crăciunescu, noua sa directoare economică din primărie, un domn care a făcut auditul, un audit la direcția Apă Canal, un profesor universitar venit de pe la Iași, conducerea direcției Apă Canal și consilier din PSD, precum și consilierul Leonard Rusu din PDL. Așa, s-au adunat să discute. Întrebarea, ce să discute? Am fost acolo pentru a intra și a asista la această discuție purtată într-un spațiu public, primăria Pașcani, în sala de consiliu, de consiliu local, pe trei teme importante. Discuții pe marginea stabilirii prețului la apă în Pașcani, discuții pe marginea stabilirii prețului la căldură în Pașcani și discuții privind situația însoțitorilor persoanelor cu handicap. Deci astea erau trei tematici mari din punctul nostru de vedere de maxim interes public. Deci dacă nici prețul la apă, nici prețul la căldură nu sunt în sfera interesului public aproape unanim. Deci jumătate din populația Pașcanului beneficiază de agent termic în regim centralizat. Apă consumă 90%, nu știu, 85% din populația Pașcanului apă din sistemul public, mai puțin cei care au fântâni. Așa. Și n-au posibilitatea, n-a ajuns rețeaua de apă la ei. Iar soarta însoțitorilor persoanelor cu handicap, de asemenea, de larg interes public, sute de familii depind de chestiunea asta. Așadar, subiecte de maxim interes, s-a adunat, din câte știam noi, USL-ul la aceeași masă să discute, să-și armonizeze punctele de vedere. Am dat câteva telefoane înainte, n-a spus nimeni dintre consilierii PSD că domnule, e ceva secret. Prin urmare, am venit la primărie. În primă fază, portarul a sunat sus, conform ordinelor, sus însemnând la cabinet. Da? De acolo, de la cabinetul 2, i s-a spus că nu, presa nu are acces. Am continuat să stau în holul, pentru că eu am fost în holul primăriei, până în momentul în care l-am zărit pe consilierul local, Dumitru Pantazi, de la PSD. Am profitat de prezența dumnealui și am urcat odată cu dumnealui. Portarul a încercat să mă oprească din nou. A intervenit în mod firesc consilierul local, da, Dumitru Pantazi, spunând că nu e nicio întâlnire secretă și că accesul nu vede de ce, nu vede dumnealui de ce ar trebui îngrădit accesul presei. Așa, am ajuns în sala de ședințe, am filmat aproximativ 15 minute, după care
domnul primar, 15 minute de discuții interesante, după care domnul primar a sesizat în mod ciudat prezența mea acolo. Între timp ajunseseră și colegii de la Actualitatea TV, așa, un coleg de acolo cu o cameră de filmat. Moment în care domnul primar mi-a cerut să ies afară și am refuzat. Da. Sunt într-o instituție publică, după cum s-a văzut, am argumentat. Discuția este, mă repet, de un milion de ori de larg interes public. Dumnealui a spus că nu-l interesează. M-am adresat consilierilor locali din prezență. Majoritatea din PSD, de la PNL nu era nimeni, aș fi discutat, dar nu m-a interesat partidul, ci postura dumnealor de aleși local. I-am întrebat ce părere au de cerința domnului primar de a fi scos afară. Dumnealor au mărăit ceva spre nimic, așa, scuzată fie expresia, mărăit, dar n-am alta, așa, nimeni n-a venit să spună nu, da, așa. L-am întrebat pe secretarul Mircea Zuzan care este statutul confidențial sau public al acelei întâlniri. A spus că decizia este a consilierilor locale. Aceștia în continuare au refuzat să-și facă precizat un punct de vedere. Prin urmare, primarul Grigore Crăciunescu a pus mâna pe telefon, a chemat poliția locală. Doi agenți m-au... Dumnealui a oprit orice fel de discuție. Le-a pus pumnul în gură aleșilor locali. Da? Aceștia au acceptat pumnul în gură. Nu s-a mai discutat mai nimic, a venit poliția, m-a scos afară. Asta este ceea ce s-a întâmplat astăzi la primărie. După acest incident, la ora 12:30, domnul primar a convocat o conferință de presă, ocazie cu care a lămurit și multe din lucrurile petrecute în cadrul ședinței declarate de dumnealui secrete. Și anume că dinpreună cu consilierii locali din PSD, înțeleg că dumnealui reprezenta singur PNL-ul, da? Au decis să majoreze prețul la apă potabilă pentru pășcăneni, au decis să majoreze prețul la gigacalorie, au decis să concedieze 140-170 de însoțitori ai persoanelor cu handicap. O persoană cu handicap, fac precizarea asta pentru cei care nu stăpânesc, primește de la stat o indemnizație. E vorba de cazurile de obicei grave, cei care nu se pot mișca, care, Doamne ferește, sunt purtați, că nu umblă săraci, sunt purtați în cărucioare cu rotile, care au afecțiuni psihice grave și iremediabile. Deci, aceste persoane, pe lângă indemnizația pe care o primesc de la stat, o indemnizație de sprijin, de suport, de solidaritate socială, au dreptul la un însoțitor, de obicei un membru al familiei, care este plătit să aibă, primește un salariu, este angajat al primăriei și primește un salariu pentru a avea grijă de acea persoană cu handicap. Este un însoțitor, pentru că cei mai mulți nu se pot deplasa, nu se descurcă singuri. Cei mai mulți. Toți, îndrăznesc să spun, fiind cazurile cele mai grave. Așa. Aceste persoane, conform legii, sunt angajate ale primăriei, primeau bani de la bugetul central la primărie, cu destinație salariile lor, primăria vira banii. Au fost probleme. Guvernul a decis să nu mai aloce bani de la bugetul central către primării pentru a le plăti salariile, conform legii, așa cum știu eu. Primăriile au obligația să preia plata acestor salarii. Domnul primar Grigore Crăciunescu, dinpreună cu consilieri din PSD, prezenți la ședință cu, nu știu, conducerea PSD-ului, nu știu cum să zic, așa, au decis să-i dăm afară. Nu avem bani, nu vrem să alocăm bani din resursa bugetului local, nu vrem. Prin urmare, ce facem cu ei? Îi dăm în șomaj. Asta a fost decizia care s-a luat astăzi. La conferința de presă, în acel moment, am înțeles de ce noi nu trebuia să fim acolo să filmăm. Pentru a nu informa pășcănenii că domnul primar, împreună cu consilierii PSD, deci cu USL-ul, au decis să scumpească apa în Pașcani,
să scumpească căldura în Pașcani și să dea afară persoane cu handicap. Deci asta este motivația pentru care postul TPBIT a fost scos afară cu poliția din sediul instituției publice numite primărie. Am făcut această descriere pe larg a ceea ce s-a întâmplat astăzi, pentru că colegii noștri de la newspașcani.com au găsit de cuviință să încerce o mică dezinformare. Era cât pe ce să laud pe colegul Marius Parteni de la cealaltă televiziune, pentru că în timpul conferinței de presă a punctat extraordinar câteva aspecte legate de direcția Apă Canal, adresându-i domnului primar un set foarte precis de întrebări. De exemplu, l-a întrebat cum se face, domnule, că la DAC producția este realizată, este mai mare decât cea facturată. Adică este o diferență. Deci am realizat o producție de 100 de metri cub de apă și am facturat 80. Unde e diferența? Domnul primar a zis că el nu știe să răspundă, nu știe de așa ceva, deși există un audit întocmit de un specialist care relevă ceea ce am spus eu acum și ceea ce a întrebat colegul de la cealaltă televiziune. Ok, l-am mai întrebat pe domnul primar cum se face, de ce există sume căzute în grațiere de a căror recuperare direcția Apa Canal nu s-a ocupat, deci a avut datornici, nu le-a cerut banii, s-au prescris sumele, prin urmare rămâne pagubă. Așa, nu răspunde nimeni. Întrebările astea sunt foarte importante pentru că relevă, cum spuneam, o stare de lucruri de la DAC Pașcani și am aflat în baza acestui audit și răspuns la câteva întrebări. De ce facturile mele, ale dumneavoastră, ale tuturor pășcănenilor sunt încărcate în mod abuziv și fals, după părerea mea, cu acele diferențe apă rece, cu acele pierderi. Da, de unde apar? Sau pentru ce apar? Uite, pentru asta. Pentru a echilibra balanța între ceea ce ei produc și ceea ce facturează. Pentru că au o zonă, cu alte cuvinte, dau apă cuiva. Nu știu în clipa de față cui. Ei furnizează apă cuiva, dar nu-i facturează. Îi dau pur și simplu apă pe degeaba. Și ei, ca să se echilibreze, eu așa deduc din toată chestiunea asta, fac următoarea chestiune. Pun tot la pășcăneni, în facturile pășcăneni, le încarcă ca să ridice cantitatea facturată. Așa înțeleg eu. Domnul primar n-a reușit să lămurească chestiunea asta, dumnealui brusc nu mai era primar. Nu știu, domnule, nu știu. Așa. De ce am făcut toate aceste observații? Încă o dată, de maxim interes public ceea ce a fost acolo. Colegii noștri găsesc de cuvință să scrie un articol nesemnat deocamdată, însă la conferința de presă a fost același domn Marius Parteni, spuneam că eram cât pe ce să-l laud, însă nu pot să o fac, pentru că deși prestația dumnealui în conferința de presă a fost una de ziarist, deci nu bună, rea, mică, mare, deci a fost una de ziarist, așa cum se face meseria asta, când e vorba să reflecte cam despre ce e vorba, dumnealui răspunde, înțeleg, anumitor comandamente. Despre ce e vorba, scandal de pe newspașcan.com, scandal între primarul Crăciunescu și ziariștii postului TV, patronat de familia Borțilă. Imediat aflăm și de ce e așa și nu altfel. De ce nu postului TV Bit? Așa. Scandal monstruos în primărie, ziariștii postului așa ce aparține familiei Borțilă l-au acuzat primarul Crăciunescu că le îngrădește accesul în primărie. Nu numai că l-am acuzat, imaginile vorbesc de la sine, vor putea fi văzute începând din seara asta și pe site-ul ziarului Orizont, deci e mai mult decât o acuzație, un fapt. Acuzațiile au pornit după ce Delu Șef a interzis accesul preței la o ședință de lucru dintre consilierii locali, funcționari publici și reprezentanții regiilor. Ședința avea drept scop analiza posibilității majorării prețului apă și căldură, dar în jurul orei 10 la poarta instituției a ajuns o echipă a postului lor de televiziune. Portarul a sunat la cabinet, i-a spus că nu, același cum mi l-a spus și mie. Așa, două dezinformări sunt în chestiunea asta. Asta nu-mi place, asta cu dezinformarea. Pac, vine, aruncă cu pixelul albastru, exact ca în aia cu mâna. Așa. Și acum citez. Echipa Actualitate TV
Așa. Nu, mai dinainte trebuie să citez. Deși prin vocea portarului instituției, primarul a pus în vedere jurnaliștul că ședința se desfășoară cu ușile închise. Așa. Consilierul PSD, Dumitru Pantrazi, a insistat ca un reporter de la Electronic Beat să poată participa la ședință. N-a insistat. A insistat, nu se pot eu participa, ci a spus că ședința e una deschisă publicului, că nu e secretă, că asta a fost toată discuția. Așa, echipa Actualitate TV a ajuns și ea în sală după ce a fost anunțată pentru un SMS de un participant la ședință că Pantazi a venit cu presa după el. E, aici e marea mizerie, îndrăznesc eu să spun. Deci Pantazi n-a venit cu presa după el. Deci, pur și simplu, eu am profitat, am speculat chestiunea asta, am încercat, m-am strecurat, mi-a ieșit, da? Și am reușit să intru în sală. Ghinion. Așa. Echipele de televiziune au avut acces la discuție până când primarul a sesizat prezența jurnaliștilor și le-a solicitat să părăsească sala, întrucât ședința fusese anunțată ca fiind ușa cu ușile închise. Bine, mai am întrebat cine dintre participanții la ședință se ocupă de date SMS-uri unei părți a presei ca să semnaleze că veniți și voi la ședință, că cei de la EMBIT sunt deja aici. Am și o întrebare așa. Așa, dacă îmbinarea asta de adevărat și fals, de adevăr și minciună, se numește manipulare. Da? Deci băieții zic ceva adevărat, introduc ceva fals, continuă cu ceva adevărat, asta se numește manipulare. Așa, dacă cameramanul Actualitate TV a părăsit sala de ședințe la ordinul primarului, îndrăznesc eu să adaug, nu, același lucru s-a întâmplat cu cei de la Electronic Beat, e adevărat, așa, pentru că eu nu răspund de la ordinul primar. Deci, domnul primar, eu sunt un cetățean liber, eu nu, dumnealui a tot insistat să-mi ordone mie, să ies afară. Îți ordon, prin din dispoziția mea, să închizi camera. El nu-i șeful meu. Da? Nu poate, el ordonă, nu știu, la el acasă ordon. La el la societate, da. Trecem peste amănunte. Așa, scandalul dintre primarul în Hărțeni și Unii a continuat și la conferința de presă, da, e adevărat. Cătălin Cojocar, directorul de televiziune, patronate de familia Burțele, tot revine cu chestiunea asta, patronate de familia Burțele, așa, a întrebat obsesiv pe primar, da, așa a fost, l-a întrebat obsesiv pe primar, de ce ați ascuns de ochii prese, ce ați avut de ascuns de ochii prese când ați dat presa afară, era un subiect de interes public. E adevărat, așa a făcut. E adevărat și citatul e perfect adevărat. În replică, primarul a întrebat de jurnalist: vă plătește cineva pentru ceea ce faceți de 3 ani de zile? Câte sute de milioane luați pentru a face ceea ce faceți? Așa. Din tot ce a spus primarul, da, asta e chestiunea, să zic așa, cea mai șocantă, însă bine, domnul primar are și mult tupeu să întrebe chestiunea asta în condițiile în care din bani publici dumnealui finanțează presă, finanțează radio, presă scrisă, finanțează TV. O parte a presă, o parte a televiziunii, o parte din radio. Deci el din bani publici, din banii noștri tuturor, cu mult tupeu, dă bani, își plătește aparițiile pe la radio, pe la TV, pe la nu știu ce face. Certe că finanțează, sunt documente în sensul ăsta. Deci colegul meu l-a arătat, s-au publicat, deci dumnealui plătește. Da, plătește publicitate, da? El are nevoie de publicitate, primăria are nevoie de publicitate, a și spus-o. Nu e o chestiune, da? El plătește. Și cu multul pe o întreabă, vă plătește cineva pentru ceea ce faceți de 3 ani de zile? Da? Acum ați înțeles de ce televiziunea 4 ani nu ne plătește nimeni, da? Să-l criticăm pe dumnealui, da? Dumnealui își cere critica, din punctul meu de vedere. A, așa. Pentru toate cele ce le face, da? Și face, domnul primarul nostru face. Prin urmare, asta e și cu dezinformarea. Și în Orizontul și pe newspashcam.com aceeași știre cu persoanele cu handicap și însoțitori acestora în șomaj, zic cei de la .com, deoarece statul nu le plătește salariile. E adevărat, dar tot prin lege. Și pe domn primar o singură chestie încurcă, legea. Prin lege trebuie să-și asume chestiunea asta. Bine, poate să nici să nu-și asume.
și cu asta să nu-și asume, sunt de acord și cei din PSD. Prin urmare, i-a dat afară. Da? Că și aici e un mic, mare pixel albastru, deoarece statul, nu deoarece, deoarece refuză să-și asume plata salariilor și preferă să atenteze, din punctul meu de vedere, mă repet, la viața lor, în mod direct, tăindu-le din veniturile familiilor, care și așa sunt vai de capul lor și cheltuie sume mari pentru a putea ține aceste persoane în viață, așa, atentează în mod direct la ele și cu asta închid. Mai e de spus un singur lucru, cu care și închei. Domnul primar tot spune că el face ce vrea de capul domniei sale, pentru că a fost ales uninominal pentru 4 ani. Ideea este falsă, pentru că reamintesc, și Adolf Hitler a venit la putere prin vot popular, însă, așa cum a fost și atunci, cu complicitatea clasei politice, a căpătat foarte din Germania, cu complicitatea marilor puteri de la acea dată, Franța, Anglia, care au închis ochii. Hitler a ajuns să gestioneze și problema lagărilor de exterminare și să extermine milioane de oameni, să declanșeze un război care a întors Europa pe dos și nu numai Europa. Tot așa, reamintesc, Hitler a ajuns la putere prin vot popular. Domnul primar, prin votul popular care l-a primit acum 3 ani, crede că poate face orice. Și nu numai că crede, dumnealui aproape că face orice își dorește în acest municipiu. Țineți minte chestiunea asta când credeți că veți întâmpina dificultăți la primărie. O ultimă remarcă, după ceea ce numeam noi acum ani de zile sistemul mafiot Neculai Rățoi, care era de sorginte comunistă, da? Am ajuns, iată, să avem la Pașcani, în conducerea orașului, un sistem, așa cum spuneam chiar de la începutul emisiunii, de tip neonazist, de tip fascist. Succes vă doresc, stimați pășcăneni. Ne revedem cu această emisiune luni, pentru că mâine, vineri, nu am emisiune, dar de luni, marți, miercuri și joia viitoare ne revedem aici. Vă mulțumesc încă o dată. O seară bună. La revedere!